Un număr record de vizitatori au beneficiat și anul acesta de serviciile Complexului Moldova. Față de anul trecut, vizitatorii Complexului Moldova vor beneficia pe lângă zone de foișoare și plajă și de pistă pentru role și bicicliști, dar și de un amfiteatru în aer liber. În cadrul Complexului de agrement Moldova am avut până acum peste 15.000 de clienți care ne-au trecut pragul. Încasări foarte bune până la această perioadă. E drept că în ultima săptămână vremea nu a fost prea prietenoasă. Până la sfârșitul sezonului estival se așteaptă un număr dublu de vizitatori față de anul trecut. Până în momentul de față am încasat circa 226.000 de lei. Urmează ca în perioada următoare, dacă vremea va fi bună, să avem din nou încasări foarte bune și un număr record de clienți.